S-a ajuns și la momentul aruncării buchetului Miresei, fetele s-au aliniat, acolo am văzut că erau și mamele într-o parte, iar Cătălina a aruncat buchetul, după câteva fentări l-a aruncat pe bune și l-a prins Diana, care s-a bucurat și a zis că se mărită, a îmbrățișat-o pe Cătălina și după a fost momentul în care Vlad i-a scos jarteaua Cătălinei a fost, un moment, unul la unul, da? Ca la nuntă, cu muzica aferentă, s-a descurcat foarte bine Vlad și după a aruncat și el jarteaua, băieții s-au aliniat, iar cel care a prins-o a fost Mihai. Bine, în mod normal, la o nuntă, pe bune, Nașul și Nașa nu au ce să caute la aruncatul buchetului sau el a prins jarteaua, dar au vrut să se distreze cu toții și chiar le-a ieșit, mi-a plăcut mult. După Hatice s-a așezat pe scaun și Mihai i-a pus acea jartea pe picior iubitei sale.